Bine v-am regăsit din nou, dragi cititori Herald, împreună, ca de fiecare dată, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald. Ce ne transmite budismul? Întrebări, răspunsuri, alături de invitații noștri. Astăzi o avem alături de noi pe Andreea Tincea, colega mea, senior editor Herald, îi mulțumim foarte mult și vorbim despre budism, dar și despre o carte publicată în colecția Himalaya, o carte scrisă de Dalai Lama. Ce este budismul? Cum putem transpune învățăturile desprinse din budism în practica cotidiană? Care este raportul dintre budism și neuroștiințe? Cum funcționează mintea, indiferent de forma sa? Că vorbim despre budismul tibetan sau că vorbim despre budismul din sudul Indiei sau despre budismul zen. Învățăturile budiste sunt mai actuale în cotidian și în societatea contemporană mai mult decât oricând, deoarece propun cultivarea unor valori precum iubirea binevoitoare, înțelegerea, compasiunea, răbdarea. Iată așadar o campanie frumoasă, cărți de asemenea, cărți foarte frumoase și astăzi alături de Andreea Tincea, cum spuneam, vorbim despre potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare de Dalai Lama, o carte publicată în colecția Himalaya a editurii Herald. Noi am mai vorbit despre Dalai Lama și în alte materiale realizate anul trecut. De asemenea și despre cărțile lui. Iată, cum spuneam puțin mai devreme la începutul interviului nostru, cât de importante sunt aceste virtuți pe care noi le găsim, le regăsim în budism. Unele dintre ele cu siguranță le regăsim și în spațiul geografic, spațiul nostru geografic creștin-ortodox. Vorbim despre iubire, vorbim despre blândețe, despre smerenie, despre modestie, despre răbdare și despre felul în care reușim sau încercăm să învățăm să ne gestionăm așa cum ar trebui, cu calm, cu echilibru, să ne gestionăm emoțiile negative. Andreea, Sorry. Hai să începem de la o, aș începe discuția de la o definiție așa foarte succintă, foarte scurtă, a ceea ce înseamnă budismul și valorile pe care ni le transmite budismul și apoi, bineînțeles, ducând discuția spre personalitatea sanctității sale Dalai Lama, care are cărți publicate în colecția Himalaya editurii Herald. Sperăm să se mai adauge și alte cărți. Eu personal și cred că nu numai eu îi doresc multă sănătate și mulți ani și longevitate în continuare. Așadar, iată. Așa să fie. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi încă o dată despre această carte. Este o bucurie și recunosc, deși pare o repetiție, nu este, pentru că o carte pe care am mai discutat-o sau am prezentat-o, să o fac poate un pic dintr-un alt punct de vedere și recunosc, îmi place să fie un proces personal, oricare dintre întâlnirile noastre de prezentare de cărți, în sensul în care am discutat despre acest titlu la apariția, am discutat despre acest titlu la apariția la Târgul Gaudeamus, lansarea de la Târgul Gaudeamus și iată că avem ocazia să discutăm încă o dată foarte pe scurt despre cam cât de folositoare poate să fie această carte celor care își doresc să facă un parcurs personal de lucru cu sine, efectiv. A trecut timpul, m-am aplecat asupra cărții de fiecare dată pentru a mă pregăti pentru acest gen de întâlnire și recunosc că mintea nu mă lasă să nu fac și eu o autoevaluare legată de timpul care a trecut, de cât de mult din ceea ce am descoperit în această carte și am considerat valoros am implementat în viața mea, cam la ce rezultate am ajuns, cam ce aș mai putea să fac, oare e timpul să recitesc, oare
am nevoie să mă preocup de o singură latură de lucru a mea cu mine. Este genul de carte, și vorbim acum de titlul Potențialul Uman, care a apărut sub forma unui discurs susținut de Dalai Lama la Universitatea Harvard și care, după ce a fost înregistrat ca și eveniment live, a devenit, grație editorilor care s-au ocupat de acest lucru, a devenit o carte. Este alcătuită parțial din zilele de discurs, din lecture-urile pe care Dalai Lama le-a susținut în decursul a 3-4 zile în campusul universitar de la Harvard pentru un public general și din sesiunile de întrebări și răspunsuri la care Dalai Lama răspunde. Acum, pentru conferința care a devenit această carte, Dalai Lama s-a pregătit pornind de la textul lui Shantideva. Este vorba de Intrarea pe calea iluminării. O carte pe care o găsiți și la editura Herald. A apărut acum foarte mulți ani în prima ediție și, cum spun toți colegii noștri, de obicei suntem în avans cu mult față de ceea ce cititorii din România se educă în timp să descopere ca fiind surse de înțelepciune, dar iată că după câțiva ani serioși reușim să scoatem o altă carte care încă o dată subliniază cât de important este textul lui Shantideva, Intrarea pe calea iluminării, pentru practica budistă. Așadar, în această carte, Dalai Lama încearcă să abordeze pentru mintea omului contemporan căi, practici, clarificări și înțelegeri asupra modului în care mintea umană funcționează, asupra acelor butoane care ne apasă în existența noastră de zi cu zi și care sunt considerate, conform învățăturilor fundamentale budiste și implicit una dintre aceste învățături este și cea oferită de Shantideva în calea, Intrarea pe calea iluminării, ne învață cum să facem față acestor puncte de reper din viața noastră. Și când spun puncte de reper, o să descoperiți că în carte sunt abordate foarte clar niște elemente pe care le auzim tot timpul în discursul lui Dalai Lama. Dar cele mai multe dintre ele, dacă ar fi să fie sumarizate aproape la nivel de cuvinte, fac referire la suferință și natura suferinței, cauzele suferinței, modul în care putem să ajungem la încetarea suferinței în viața noastră și practicile care ne ajută în acest sens. Vorbește întotdeauna despre cultivarea generozității și a compasiunii și aici cred că încă pentru noi nu este foarte clar ce este compasiunea, cum se practică, ce înseamnă această idee de a fi una cu celălalt și de a vedea în omul de lângă tine într-un mod plin de iubire compasională, pur și simplu un alt suflet care trăiește această experiență cu aceleași puncte tari, cu aceleași încercări. Și atunci, de aici, din această atitudine față de celălalt și față de suferința pe care cu siguranță fiecare dintre noi o întâmpină în viața sa zi de zi, se pot naște o serie de alte valori interioare, de emoții, de poziții față de ceea ce înseamnă experiența vieții, printre ele fiind, bineînțeles, și generozitatea, și empatia, și posibilitatea de a renunța la vrăjmășie, la înțelege dușmânia cu alți oameni sau suferința altor oameni. Reușește în această carte Dalai Lama foarte organizat să răspundă la întrebări despre natura adevărului ultim a existenței umane și cât este real, cât este ireal, cât mintea noastră interpretează din ceea ce ni se întâmplă, cum este mintea predispusă să interpreteze realitatea și cum acest simplu gând că ceea ce percepem s-ar putea să nu fie real în temeiurile în care este real și pentru ceilalți, că este de cele mai multe ori o natură discontinuă, că este vorba de natura lucrurilor care se transformă și acest lucru în sine pentru noi, dacă îl contemplăm, poate să aducă oarecare formă de detașare și de a înțelege ceea ce până la urmă și într-un cabinet psihologic vei ajunge să înțelegi. Și anume că emoția vine, are o curbă și după aceea dispare. Și că tu nu ești emoția ta.
dar sistemul tău psihoemoțional este alcătuit din acest tip de experiență numit emoție, pe care dacă înveți cum să îl călărești ca pe un val, să o călărești ca pe un val, dacă înveți cum se simte, că e ok să simți și bine și rău, pentru că ele în sine nu sunt nici bune, nici rele, sunt pur și simplu experiențe emoționale, vin și pleacă. Și că scopul acestor trăiri emoționale este ce rămâne în interiorul tău ca și conștientizare și cum te vei raporta poate pe viitor mental și cu tot sistemul tău interior la emoții, s-ar putea să ajungi un pic mai departe decât ai fost ieri în viața ta. Și data viitoare când te vei afla în fața unei adversități, că este suferință, că este pur și simplu un trigger emoțional pe care cineva ți l-a apăsat, că este o rană pe care nu ai contemplat-o îndeajuns încât să o cureți și atunci să integrezi ceea ce ea ți-a oferit în această viață și cum poți să funcționezi mai departe având această marcă a unei răni, a suferinței, a unei dureri, a unei traume, dar în egală măsură ea să nu mai fie activă și tu să poți să înțelegi ce dar ți-a adus și ce fel de înțelepciune ți-a trezit în interior experiența traumatică, ei bine, ești pe același drum pe care și Dalai Lama încearcă să te ajute să intri, dacă îți dorești, cu foarte multă blândețe față de tine. Și în acest sens vorbește în carte, dincolo de cele patru nobile adevăruri. Și aici, într-adevăr, pe scurt, e foarte ușor să spui, vorbește despre cele patru nobile adevăruri, dar ai nevoie, citind această carte, să intri cu răgaz într-un sistem pe care Dalai Lama îl explică pentru publicul general. Evident, dacă asiști la o astfel de conferință, la un astfel de lecture, dacă citești o astfel de carte, promisiunea este că la final s-ar putea câteva idei să rămână cu tine și să încerci să le aprofundezi, să încerci să le practici în viața ta de zi cu zi, ca să capeți, poate, rezultate în urma acestui tip de lucru cu sine. Promisiunea nu este că după ce citești o astfel de carte, vei trăi iluminarea, vei fi la fel de tenace în a practica valorile budiste sau universale, pentru că de asta se și numește potențialul nostru uman. Pentru că valorile budiste, de fapt, exact cum ai punctat și tu la început, chiar dacă sunt așezate într-un sistem standardizat, e vorba aici de o linie de transfer a informației de mii de ani, deci chiar dacă se numesc că sunt învățături budiste și au specificitățile sale lor, mă scuzați, în egală măsură țin de a fi în viața ta o ființă umană integră care își analizează până la urmă trăirile emoționale, își analizează filtrele mentale, își analizează comportamentele și își stabilește cine vrea să fie și pe ce drum vrea să meargă. Ori deja aici este o lecție întreagă despre cum să trăiești această viață, măcar în câteva fundamente care țin de contactul cu tine ca ființă umană. Pentru că avem minte, avem emoții, avem comportamente care sunt legate de aceste două elemente de dinainte și, bineînțeles, avem această senzație de fizicalitate care ne oferă în continuu stimul informațional cu care, da? Cartea vorbește despre gestionarea mâniei și furiei. În colecția noastră Himalaya există o carte dedicată acestui subiect în mod special, se numește Cultivarea răbdării, tehnici de practică pentru depășirea mâniei și furiei. Dar și în această carte sunt făcute destul de multe referințe practice la cum să lucrezi cu aceste tipuri de răspunsuri interioare, care sunt mânia și furia, care sunt răspunsuri. Ok? Vorbește în egală măsură despre valorizarea dușmanilor și aici e o întreagă paradigmă despre cum poți previ adversitatea. Că este un dușman, că este un trigger emoțional trezit, că este o experiență fizică în realitate, da, pe care ai avut-o și care te-a pus într-o situație de incapacitare, limitare, tensionare. Cum să faci față dușmanilor, punându-te efectiv într-o poziție detașată, de a înțelege că nimic din ce ți se întâmplă nu este lipsit de valoare și că situația în care poți să îți experimentezi cel mai real potențialul tău uman compasional și de centrare
și să-ți folosești toate instrumentele de lucru cu sine este fix în momentul în care ești pus într-o situație de a te întâlni cu adversități de tot felul. Așadar, pornește de la idei simple, dar cu fiecare capitol în parte explicitează cum în mod practic un om normal, un laic, care nu trebuie să fie neapărat călugăr budist, poate să decodeze informațiile pe care un călugăr budist le practică zeci de ani, poate o viață întreagă, într-o lamaserie sau într-o mănăstire. Vorbește despre psihologia existenței ciclice și aici poate să fie un capitol interesant și pentru cei care vor să înțeleagă mai mult despre teoria reîncarnării și viziunea budistă asupra existenței ca și formă ciclică de reîntoarcere și reexperimentare a vieții până când în eoni existența fiecăruia dintre noi se purifică îndeajuns de mult încât să trăiască experiența dincolo de suferințe. Bineînțeles, o parte interesantă și utilă este și faptul că întotdeauna face aluzii la tehnici concrete de meditație pentru cultivarea înțelepciunii, toleranței și a răbdării. Toate acestea, bineînțeles, sunt acordate la modul în care învățăturile budiste înțeleg realitatea și fundamentele realității. Vorbește despre conștiință și karma într-unul dintre capitole și ajută foarte mult să ai acces la o astfel de carte care pune în perspectivă învățăturile budiste. Cred că este Potențialul nostru uman este o carte pentru toată lumea care este interesată despre cine sunt, cum funcționez, cam ce spun budiștii despre asta. Este o carte în egală măsură pentru cei care sunt fani ai discursului Dalai Lama și care îi înțeleg modul în care împărtășește învățătura și blândețea de care dă dovadă cu fiecare învățătură pe care o propune oamenilor. Este o carte pentru cei care vor să-și clarifice câteva repere de lucru cu sine și aici, foarte pe scurt, întotdeauna la Dalai Lama o să descoperiți în cele trei cărți care au apărut în colecția Himalaya că este foarte ancorat în realitate și în concret. Și învățăturile lui au câteva premise importante. 1. Clarifică-ți filosofia de viață. Dacă ești budist, e clar ce filozofie îmbrățișezi. Dacă ești creștin sau ateu, în egală măsură trebuie să te clarifici care este filozofia ta de viață, care sunt fundamentele în baza cărora tu în fiecare zi trăiești și îți dau direcția de viață, care este codul tău moral, codul tău etic de a fi în preajma tuturor celorlalți oameni și în legătură cu sine. Apoi, punctul 2 este practicarea acestor valori, căci dacă rămâi doar la o clarificare, nu se va întâmpla nimic, nu se va schimba nimic și de cele mai multe ori după ce citești o carte, poate că te clarifici, dar dacă nu pui în practică, nu se va schimba nimic. Ai doar parte de clarificare la nivel mental și s-ar putea cu prima adversiune cu care te întâlnești să aluneci din nou dincolo de șinele de tren pe care tu zici că ți le-ai setat. În egală măsură, cel de-al treilea punct al unei practici de lucru cu sine este meditația și, bineînțeles, studiul textelor sacre. Dacă folosim o astfel de schemă în viața fiecăruia dintre noi, cu siguranță că un pic lucrurile se pot ordona și se așează într-o matcă, zic eu, care poate să ne ducă către a fi mai aproape de cine am vrea să fim, de fapt și de drept. Țin să împărtășesc cu dumneavoastră foarte pe scurt un punct important. Dalai Lama, ca și reprezentant al învățăturii budiste și al tradiției budiste, când vorbește despre potențialul uman, întotdeauna vorbește despre suferință. Vorbește despre o schemă foarte simplă pe care fiecare dintre noi ca și existență umană o urmărește. Și aici este fundamentarea în cele patru adevăruri, cele patru nobile adevăruri. Pe scurt, spune astfel, senzațiile nepăzite, da, pe care le percepem fără să le diferențiem, fără să ne întrebăm de unde vin, ce sunt și așa mai departe. Senzațiile nepăzite de o conștiință trează nasc dorința, nasc tânjirea și agățarea de obiecte și experiențe impermanente, paranteză, natura realității este impermanența, natura realității în care noi trăim aici, care cauzează suferință și nemulțumire, insațietate și deci durere.
o căutare care devine ciclică dacă nu învățăm să ieșim din ea. Pentru cei care vor citi această carte, sunt sigură că la final, această scurtă schemă explicativă despre nașterea suferinței și modul în care ajunge să devină, de fapt, o întreagă luptă pentru noi, o să devină mult mai clară după ce vor parcurge această carte. Aș vrea să închei această prezentare, care eu cred că a fost un pic mai amplă și din toate părțile, dar cu siguranță când o să deschideți cartea o să vedeți că există o ordine foarte clară și profundă în ceea ce împărtășește Dalai Lama. Aș vrea să închei cu un citat pe care îl găsiți și în cartea noastră. Este următorul: când suntem plini de ură, cuvintele frați și surori sunt doar cuvinte, nimic mai mult. Dar atunci când avem o motivație altruistă, marea noastră comunitate umană va deveni o familie armonioasă, prietenoasă, dreaptă și onestă. Acesta este scopul nostru. Că dobândim acest lucru în această viață sau nu, este o altă chestiune. În orice caz, merită încercat. Acestea au fost cuvintele lui Dalai Lama, care sper să descoperiți. Mulțumesc. Că blândețea lui este extrem, extrem, extrem de profundă și de largă. Este doar o invitație această carte, că fiecare dintre noi să facă atât cât poate spre a-și împlini până la urmă viața pe care și-o dorește. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Mărturisesc că de vreo 15 minute am în minte o întrebare, dar bineînțeles că ai explicat atât de frumos încât nu am vrut să te întrerup. Dar am în minte o ultimă întrebare la care pot să răspunzi cât de repede și de succint consider tu. Dacă pot. De ce oare este, pornind de la întrebările pe care noi ni le punem și pe care probabil că și cititorii noștri și le pun, și în textul de prezentare al campaniei apar aceste întrebări: cum funcționează mintea, dacă sinele nostru există, dacă există, el este ceva permanent sau se poate schimba. Și mă întrebam de ce budismul, ca tradiție spirituală, hai să o numim tradiție spirituală, mă feresc de cuvântul religie și e firesc așa, de ce este atât de apropiat de psihologie? Pentru că suntem și noi doi, să spunem, pasionați de zona aceasta de psihologie și mai ales de psihologie aplicată. Apare această întrebare: budismul, atât prin valorile pe care le transmite, prin virtuți, ce ai povestit tu puțin mai devreme, legat de compasiune, de altruism, de generozitate, de blândețe, de gestionarea emoțiilor, și ai pomenit foarte bine despre furie, cultivarea răbdării, o altă carte a lui Dalai Lama. Mi se pare această tradiție cea mai apropiată de ceea ce înseamnă psihologia modernă, și cercetările confirmă cumva acest lucru, că există o legătură mare între ceea ce înseamnă neuroștiințe, exact una dintre întrebările puse la începutul interviului nostru. Care este raportul dintre budism și neuroștiințe? Felul cum funcționează creierul, felul cum se schimbă creierul, felul cum se schimbă oamenii. Iată, făcând conexiuni, mă duce cu gândul la o altă carte din portofoliul editurii Herald, Cum se schimbă oamenii, a lui Daniel Siegel, și la ce înseamnă meditația, faptul că prin rugăciune sau prin meditație oamenii își schimbă creierul, își schimbă tiparele relaționale, schimbă obiceiurile și așa mai departe. Ok, o să încerc să rezum câteva idei despre această latură, deși am încercat și mai devreme să fac o corelare directă între ce găsește în această carte în potențialul nostru uman și diverse informații care vin și pe filieră psihologică. Acum, pentru mine, este foarte clar că modul în care psihologia, care este o știință destul de tânără în comparație cu restul domeniilor pe care le numim științifice în lumea contemporană, a apărut nu de foarte mult timp. A apărut într-un moment în care oamenii au încercat să se întrebe mai mult decât din punct de vedere dogmatic ce este ființa umană, cum funcționează ființa umană, ce este dincolo de emoții,
ce este dincolo de corp, de fapt, și de drept. Dar, deși au încercat, da, pionierii psihologiei, să caute răspunsuri dincolo de ceea ce era dogmatic, tot de acolo au pornit. Adică, întotdeauna, la cei mai mari formatori de școli psihologice, o să descoperiți că au avut interese religioase, filozofice, interese legate aproape întotdeauna de marile practici spirituale ale acestei lumi. De ce? Pentru că până în punctul în care a apărut știința psihologică, modul în care abordam lucrul cu mintea și cu emoțiile și cu interiorul și cu, indiferent cum se numea acest spațiu, dincolo de carnal, dincolo de funcțional, s-a făcut prin intermediul practicilor spirituale, practicilor religioase, practicilor șamanice și așa mai departe. Da? Deci vorbim cumva de psihologie ca de o nouă etapă de transmitere a informației din latura, sau poate de distilare a informației din latura religioasă, spiritualistă, într-o direcție mult mai ancorată în realitate și, ok, poate cu tendința de a încerca să poți controla mult mai ușor aceste dimensiuni ale existenței tale. Căci altfel, până la apariția psihologiei, ca să ai senzația că înțelegi cine ești și cam ce ai de făcut, de cele mai multe ori trebuia să intri într-o extremă existențială, fie să devii poet, artist și să ieși din ordinea normală a lucrurilor, fie să devii un om de știință care merge doar în direcția fizicalității, cauză-efect, a naturii realității fizice, fie să devii poate șaman, fie să devii artist și așa mai departe. Deci cumva oamenii căutau înțelegerea lumii interioare, dar devenind într-un fel exploratori în niște direcții extreme. Apariția psihologiei pentru mine reprezintă un reper de normalizare și acces liber a informației despre cine suntem noi pentru toți oamenii. Nu mai este nevoie să ajungi neapărat într-o mănăstire budistă sau într-o mănăstire răsăritană, creștin răsăritană, da, atonită, deși evident că acolo se întâmplă lucrurile la un alt nivel de profunzime. Dar astăzi, o minimă încercare de conectare cu sine și de înțelegere a cine ești și din ce structuri ești tu realizat ca ființă umană, este foarte la îndemână. Și bineînțeles, e mult mai ușor de digerat pentru oricine să înțeleagă aceste informații venind de pe o filieră rațională numită psihologie. Revenind la întrebarea ta, este foarte clar că psihologia și pionierii psihologiei, ca și domeniul de lucru cu sine, are rădăcini în lumea religio-spirituală și implicit budistă. Foarte mulți dintre formatorii de școli psihologice ai secolului nostru, de fapt, au avut parte de influențe puternice din învățăturile budiste, cercetând pur și simplu cum și în ce fel tradiția budistă a găsit un răspuns la natura minții, la natura emoțiilor, la natura existenței noastre. Pentru cei care au afinități, cum spuneai și tu, cu lumea psihologiei, o să fie foarte transparent la lectura acestei cărți că există niște echivalențe absolute între ceea ce propune Dalai Lama în discursul din această carte și modul în care un psiholog îți vorbește în cabinet, cum spuneam și mai devreme în discuția noastră de astăzi, despre emoții și despre cine ești tu de fapt în lucru cu emoția. Ce este emoția și cine ești tu în lucru cu emoția? Cum lucrezi cu emoția? De ce nu există emoție bună sau rea? Dar tu poți să ai o percepție despre plus și minus ca valoare în legătura cu o emoție. Care sunt filtrele mentale care îți pur și simplu strecoară realitatea senzorială, da? Care ajunge la tine prin simțuri? Cum faci diferența între un mecanism mental setat poate, nu știu, pe negativism, da, și insatisfacție, iar Dalai Lama vorbește despre acest mecanism ca fiind una dintre rădăcinile profunde mentale care ne filtrează realitatea, această insațietate față de experiență, ok? Cum lucrezi cu lucrurile astea? Nu este un egal între învățături budiste egal psihologie, există o influență de rădăcină din partea tradiției budiste către
către domeniul psihologiei. Astăzi nu se mai feresc foarte mulți psihologi să recunoască că propun în cabinet tehnici meditative inspirate din practicile budiste și asta pentru că există un acord științific chiar între ceea ce școala budistă propune și modul în care au înțeles psihologii că funcționează mintea umană. De altfel, este și foarte clar și în sens invers Dalai Lama, ca și personalitate, a fost dintotdeauna interesat să propună lumii înțelegerea tradiției budiste ca fiind prietenă și ca fiind o completare sau o întrepătrundere cu viziunea științifică asupra lumii. Niciodată nu s-a ferit să aducă la oaltă neuroștiințele, științele și tradiția budistă, pentru că a venit în această lume cu această misiune de a aduce un consens, de a pune la aceeași masă toate aceste informații, cu unicul scop de a avea pur și simplu o mai profundă înțelegere asupra a ceea ce noi suntem în această existență. Așadar, da, este negreșit o carte de psihologie în temeiurile tradiției budiste. Mulțumesc din suflet, Andreea Tincea, senior editor Herald. O discuție, dacă spun extrem de interesantă, spun prea puțin. O discuție cu multe, multe conștientizări. Am vorbit astăzi, dragii noștri, despre potențialul nostru uman, Calea Budistă a Compasiunii, Altruismului și Liniștii Interioare de Dalai Lama, o carte publicată în colecția Himalaya, care face parte din campania desfășurată online pe site-ul editurii Herald Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. Încă o dată, mulțumire, Andreea Tincea, da. Mulțumim foarte mult și dumneavoastră că ați fost alături de noi și astăzi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!